Sărbătoarea începe dis de dimineață la răsăritul soarelui, atunci când bărbații musulmani merg cu micul mare la jamie, unde participă la slujbă. Este o zi de bucurie pentru întreaga comunitate musulmană din lume. Este o zi în care trebuie să ne reamintim de cei care au fost printre noi și nu mai sunt în zilele acestea. Este o zi în care trebuie să fim mai apropiați față de cei din jurul nostru. Tuturor musulmanilor pe această cale le urez sărbători fericite, un bayram fericit, Ramazan Bayramul Sailave Mubarak olsun. Apoi, sărbătoarea se petrece în familie alături de copii, părinți și rude și este întâmpinată cu urări tradiționale de sănătate și îndestulare. Vineri este prima din cele trei zile de sărbătoare. Cei tineri trebuie să treacă pe la cei mai în vârstă pentru a le săruta mâna și a le ura Bayram fericit. Iar copiii pleacă cu colindul din casă în casă. Oh, e bun, nu-i așa? Dimineața mergem la slujbă, până la 12 stăm, servim copiii, după masă, 3 zile, 4 zile, cum e obiceiul, că ține, dai toate vecinii, neamurile, toți vizitezi, depinde de etate care o are. În casele turcilor și tătarilor domnește în aceste zile bucuria, iar aroma dulciurilor pregătite de turcoaicele pricepute te îmbie încă de când le treci pragul. Multe sunt secrete ale bucătăriei tradiționale turcești, iar rețeta baclavalelor se transmite din generație în generație. De fapt, această sărbătoare este sărbătoarea dulciurilor, nu este cum ar fi sărbătoarea sacrificiului de, cum ar fi de Crăciun, a batalului. Minuni, baclavale, tiramisu, cozonacul am cumpărat, o ciorbică cu carne tocată, un ardei umplut. Sunt mâncăruri tradiționale. Tradiționale, da. Ies ca în Turcia? Sau mai bune? Mai bune. Nu știu, turcii fac, au altă rețetă, pun foaie una peste alta și parcă nu cresc așa sau unde au atâtea mirodenile, sau noi suntem obișnuiți cu mirodenile noastre și ei cu afolul cu ale lor. Bayramul vine după luna de Ramadan, un post aspru care urmărește primenirea spirituală, morală și trupească odată cu intrarea în cea de-a noua lună a anului islamic, cea mai importantă și sfântă pentru musulmani, numită și luna fericirii și iertării.